Servus, bun găsit la Hacking Work, rubrica de la radio, eu sunt Doru Șupeală. Avem idei bune pentru oamenii harnici, ca să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Știm deja foarte bine că 44% dintre tinerii absolvenți din România sunt analfabeți funcțional. Este rezultatul din 2018 al testelor PISA, care plasează țara noastră pe locul 47 din cele 79 de țări incluse în cercetare. Analfabetismul funcțional înseamnă că indivizii sunt capabili să citească și să reproducă niște informații, dar sunt incapabili să le înțeleagă cu adevărat sensul și să le folosească în mod practic în realitate. Dacă ar fi să traducem acest fenomen în exemple din spațiul profesional, ar arăta cam așa. Individul știe că are în față un ciocan, dar când este rugat să-l folosească, își rupe degetele. Sau reușește să pornească un computer, dar în loc să scrie un e-mail or să calculeze niște date într-un tabel Excel, poate doar să joace soliter, să intre pe Facebook și să asculte manele pe YouTube. Ceea ce nu se spune suficient de clar și de răspicat este că analfabetul funcțional este în general condamnat la cele mai grele și mai prost plătite locuri de muncă din lume. Fiindcă abilitățile cu care iese din școală sunt puține, sărace, inadecvate și lipsite de valoare practică, analfabetul funcțional primește foarte puțini bani pentru o muncă fizică, în general grea, dar cu valoare economică extrem de mică. Mentalitatea cu care crește îl face în general pe tânărul inadaptat pieței muncii să nu aibă curajul, interesul și disponibilitatea de a învăța continuu, pentru a asimila cunoștințe și abilități care i-ar da mai multă valoare în ochii angajatorilor. Să nu mai vorbim de lipsa accesului real la programe de calificare și recalificare, de absența oricăror programe cu adevărat utile de reconversie oferite de statul român și de lipsa resurselor materiale ale familiilor, care nu pot susține perioade și programe de învățare. Vestea îngrijorătoare este că analfabetul funcțional nu este cea mai dureroasă și urâtă ipostază a tânărului contemporan cu noi. Vom vedea foarte curând că urmașul analfabetului funcțional este analfabetul digital, care are și mai puține șanse în profesie și în viață. Un raport recent al UNICEF spune că 60% dintre tinerii planetei nu vor avea competențele cerute de piața muncii în anul 2030. Și dacă acesta este procentul la nivel global, putem să estimăm că la noi ar putea fi chiar mai mare. Fenomenul inadaptării tinerilor la piața muncii capătă amploare odată cu digitalizarea accentuată și evoluția rapidă a tehnologiilor, cărora niciun sistem de educație tradițional nu le face față ca viteză a actualizării. Practic, vor dispărea foarte multe dintre profesiile cu sarcini repetitive, care vor fi automatizate, și vor apărea profesii noi, care vor presupune seturi complexe de cunoștințe tehnologice și abilități digitale, inaccesibile celor mai mulți dintre analfabeții funcționali. Recenta explozie a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială precum ChatGPT a făcut ca analiștii să spună, pe bună dreptate, că abilitatea de a comunica eficient și productiv cu roboții pentru a le trasta sarcini și a le evalua rezultatele muncii va fi nu doar extrem de valoroasă, dar și obligatorie pentru supraviețuirea profesională. Știm deja că vom rămâne valoroși profesional doar dacă învățăm continuu, iar a conversa profitabil și productiv cu roboții va fi în curând o sarcină de lucru la fel de banală ca pornirea computerului sau trimiterea unui e-mail. Viitorul este digital și aparține celor capabili să învețe și să se adapteze continuu. Te las cu o întrebare. Tu ce crezi? Te vei descurca să lucrezi cu roboții? Te-ai apucat deja să le dai sarcini și să le evaluezi rezultatele? Cam atât pentru astăzi. Eu sunt Doru Șupeală. Îți mulțumesc că urmărești Hacking Work la radio, dar și online cu podcast, newsletter și articole pe blog. Să ne reauzim sănătoși, voioși și mintoși. Servus!